Bună ziua, dragi telespectatori! În ediția de astăzi a știrilor Diaspora TV Elveția vă vom prezenta evenimente importante pentru comunitatea românească din Elveția și nu numai. Rămâneți alături de mine, Camelia Căpraru, pentru a afla titlurile ediției. Verdict istoric, elvețienii se pot vedea forțați să meargă din nou la urne pentru a vota proiectul de lege cu privire la scutirea de taxe și impozite pentru cuplurile căsătorite. Legea privind armele de foc și impozitul pe profit corelat cu Sistemul Național de Pensii vor fi pentru a doua oară supuse la vot. Pentru fiecare gospodărie eligibilă va fi rambursată suma de 50 de franci elvețieni din TVA-ul plătit odată cu taxa de radio și televiziune între anii 2010 și 2015. Ambasada României în Confederația Elvețiană a avut o agendă încărcată în perioada martie-aprilie cu o serie de evenimente precum Săptămâna Francofoniei, ECOM Geneva și reprezentarea tradițiilor românești la Unitobler, Berna. Seara umanitară din Friburg a reușit să își atingă scopul. Filmul românesc Experimentul Pitești așteaptă să se facă cunoscut și publicului din Elveția. Ministerul de Externe a aprobat două noi secții de votare pentru comunitatea de români din Elveția. Pentru prima dată în istoria Elveției Democratice, Instanța Supremă a ordonat o revotare a unui proiect de lege ce privește scutirea de taxe pentru cuplurile căsătorite, care a fost respinsă la urne în 2016. Alegătorii ar putea să se întoarcă să voteze din nou pentru a decide a doua oară asupra aceluiași proiect de lege. Acest lucru se datorează faptului că guvernul a publicat cifre eronate în broșura oficială a proiectului de lege din 2016. Proiect de lege propus de Partidul Creștin Democrat nu a dat naștere unor controverse majore în perioada premergătoare a alegerilor din martie 2016. Așa că proiectul de lege a fost respins de alegători cu o majoritate minimă de 50,8%. Anul trecut, guvernul a recunoscut dezinformarea din broșura oficială din 2016, spunând că numărul de cupluri care ar putea fi afectat a fost raportat greșit. În loc de cele 80.000 de cupluri căsătorite și înregistrate care erau îndreptățite să beneficieze de o scutire de impozite, au fost în realitate 454.000 de cupluri. Unii creștini democrați spun că este depășită definiția căsătoriei între bărbați și femeie din actele legislative în conjunctura societății actuale. Haideți să aflăm ce are de zis vocea străzii despre acest lucru. Alors je préfère la mariage entre femme et l'homme. Also heiraten bedeutet für mich verbunden sein mit einem Mensch. Egal. Von welchem Zusammengehörigkeit. Mann oder Frau oder Mann und Frau und Frau. Einfach verbunden sein. Două aspecte majore vor domina viitorul vot la nivel național ce va avea loc pe data de 19 mai 2019. Aceasta include finanțarea sistemului de pensii printr-o reformă fiscală ce privește întreprinderile și reforma legilor privind armele de foc pentru a se alinia la standardele Uniunii Europene. Aceste două probleme au revenit pentru a fi revotate pe 19 mai, după ce acum 2 ani au fost respinse de către alegătorii elvețieni. De data aceasta, guvernul a corelat reforma fiscală pentru întreprinderi cu un alt subiect delicat, finanțarea Sistemului Național de Pensii. Legătura majoră dintre cele două aspecte este că, pentru fiecare flanc elvețian pe care statul sau contoanele elvețiene îl pierd din cauza reformei impozitului pe profit,
se va plăti un franc elvețian sub forma de subvenție la sistemul de asigurări sociale pentru pensiile de limită de vârstă și de urmași. În ceea ce privește noile propuneri, obiectivul de bază rămâne același: eliminarea privilegiilor acordate anumitor firme, de obicei străine, și aplicarea de condiții egale pentru toate companiile. Guvernul prevede injectarea a 2 miliarde de franci elvețieni în schema de pensii în următorii ani ca rezultat a reformei. Ministrul de Interne Alain Berset și Willy Maurer, președintele Elveției și în același timp și ministrul de Finanțe, au avertizat că respingerea parchetului cu cele două legi, ce vor fi supuse la vot pe data de 19 mai, va conduce la incertitudine juridică și la presiuni fiscale din partea comunității internaționale care ar putea dăuna economiei elvețiene. În legătură cu cea de-a doua lege prezentată la urne pe data de 19 mai, Uniunea Europeană a decis să aducă noi reglementări privind armele de foc. Decizie luată ca urmare a atacurilor teroriste din 2015 din capitala franceză, Paris, unde au fost ucise mai mult de 100 de persoane. Ca membru al spațiului Schengen, dar nu și al Uniunii Europene, Elveția trebuie să-și adapteze legile în conformitate cu reglementările UE. În cele din urmă, guvernul Elveției declară că a convins Comisia Uniunii Europene să renunțe la cererea ca persoanele fizice să le fie categoric interzise deținerea de arme automate și semiautomate. Guvernul insistă asupra faptului că impactul legii va fi minim pentru sportivii că reparticipă la competiții, tradiție încă răspândită în Elveția. Dacă noua lege va trece, ei vor trebui să se înregistreze la un club de tir. Aceasta va fi condiția prealabilă pentru deținerea unei arme de foc. Potrivit guvernului, vânătorii nu sunt afectați de amendamentul legislativ, deoarece nu folosesc arme semi-automate. Consiliul Federal din Elveția propune rambursarea a 50 de franci elvețieni pe familie din taxa de radio și televiziune. Curtea Constituțională Federală din Elveția a declarat în două hotărâri executive că nu se va percepe TVA pentru taxele de radio și televiziune. Prin urmare, nerespectarea acestor hotărâri duce la obligativitatea ca Guvernul Federal să ramburseze impozitele percepute între anii 2010 și 2015. Suma de 50 de franci elvețieni va fi rambursată doar gospodăriilor care vor fi eligibile pentru restituire. Plata sumei se va efectua printr-o reducere de plată în factura emisă de Agenția de Colectare a Taxelor de Radio și Televiziune, SERAFE. Din agenda cu evenimente desfășurate de Ambasada României în Elveția în perioada martie-aprilie 2019, putem menționa proiecția filmului Aniversarea, care a avut loc pe data de 26 martie la Cineclub în Berna, ca fiind parte integrantă a celei de-a 24-a ediție a săptămânii dedicată limbii franceze și francofoniei. Filmul Aniversarea, în regia lui Dan Chișu, a fost în premieră în Elveția. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Departamentul Federal Elvețian de Afaceri Externe. Diaspora TV a fost la fața locului și a cules opinii. Sigur, cu atât mai mult în această seară, care marchează încheierea sezonului francofon din Berna, faptul că reușim pentru prima oară să participăm cu un film românesc este o încununare a prezenței culturale românești. Vreau să mulțumesc pentru invitația făcută de Ambasada României din Berna și vreau să spun că suntem foarte fericiți că suntem aici. Mă bucur pentru toți românii care au venit, pentru posibilitatea de a ne cunoaște, de a intensifica relațiile între noi și de a ne cunoaște mai bine
Un alt eveniment organizat de aceeași instituție s-a desfășurat în Berna, de data aceasta, pe data de 9 aprilie. Eveniment numit Global Village Food Festival și a fost în colaborare cu organizația IESEC și câțiva studenți. România a făcut cunoscută vizitatorilor tradiția culinară și vestimentară cu specific românesc. De asemenea, cei prezenți au avut ocazia de a fi informați despre atracțiile turistice pe care țara noastră le oferă. Vă invităm să vizitați România! În aceeași perioadă, 9-10 aprilie, dar de data aceasta în Geneva, s-a desfășurat în spațiile expoziționale ale Palexpo Geneva ediția 2019 a expoziției internaționale Ecom Geneva, cel mai mare eveniment dedicat web designului, comerțului electronic, marketingului digital și mobil din Elveția Romandă. La ediția din acest an au participat din România alături de Asociația pentru Tehnologia Informației și Comunicații ATIC 11 firme românești de profil. Companiile românești prezente la târg au oferit o gamă largă de produse și servicii din următoarele domenii de activitate: soluții IT și software pentru afaceri, development, dezvoltare de software, activități de editare ale unor produse software, dezvoltare și cercetare în științele naturale și inginerie, dar și în comerț electronic și web marketing. Haideți să aflăm impresiile firmelor românești prezente la târg. Ne aflăm aici la expoziția numită e-commerce în Geneva, printr-un program care se numește Programul de promovare al exportului din România, program derulat în colaborare de Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Folosim ultimele tehnologii de pe piață, avem o echipă cu peste 100 de experți care lucrează la proiecte complexe în funcție de necesitățile proiectului și ale clientului în general. Ceea ce facem noi la Lumetri, facem inteligența artificială aplicată direct în business, în business de zi cu zi. Plecăm de la analiză predictivă, unde putem prezice, să spunem, viitorul, la ce va face un consumator din domeniul de retail, având în vedere că avem un volum foarte mare de date istorice pe care le putem procesa cu ajutorul modelelor de inteligență artificială, astfel identificăm tipare acolo unde ochiul uman și creierul uman nu poate accesa, în milioane și chiar miliarde de tranzacții, fie ele financiare sau plăți. Gemini Solutions este o companie puțin mai specială, este un incubator tehnologic. Am început acum 15 ani prin a servi startup-urile din Silicon Valley și acolo este un mediu foarte competitiv din care am avut mult de învățat și în felul ăsta s-a format și cultura companiei. Târgul a fost precedat pe data de 8 aprilie cu o întâlnire între organizatorii ATIC, Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, cele 11 firme și reprezentanții ambasadei României în Confederația Elvețiană, în casa domnului Nicolae Cibu, cunoscut om de afaceri român, care ne dă mai multe detalii despre întâlnire. Este un eveniment pe care îl organizez de 5 ani, de când firmele românești au început să vină la acest târg e-com Swiss IT Business. Și când am avut ocazia, cunoscând profesional atât pe organizatorul târgului Yannick Bazin și președintele Asociației de Software din România, Florin Vrejoiu, să se întâlnească și să înceapă o colaborare de mai mulți ani de zile. Întâlnirea de astăzi și participarea delegației românești se realizează în parteneriat public-privat între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Asociația pentru Tehnologia Informației, ATIC. Pe data de 6 aprilie, seara cu scop umanitar organizată de AcroSwiss a reușit să strângă fondurile necesare pentru realizarea transportului obiectelor deținute în România. Ele vor fi distribuite personal familiilor și copiilor de către reprezentantul organizației. Vă las în compania câtorva imagini din seara menționată.
câștigarea premiului de excelență ca fiind cea mai inovatoare casă de producție de film din sud-estul Europei, casa de producție Victoria Baltag își dorește să prezinte în viitorul apropiat în Elveția filmul Experimentul Pitești, o pată a istoriei noastre când studenții români au fost torturați din pricina credinței și a convingerilor politice. Acesta este singurul film artistic despre atrocitățile cunoscute sub numele de fenomenul reeducării, cu Ion Caramitru în rol de suport, cu o documentare de peste 4 ani în arhivele IICCMR, cu material din arhivele naționale de film înserate în lungmetraj, un film 100% independent, singurul film românesc finanțat din crowdsourcing și companii naționale și internaționale de colectare de fonduri cu o vizibilitate în presa națională și internațională de peste 4.000 de știri. Orice contribuție ajută la finalizarea acestui proiect despre istoria noastră. Orice contribuție ajută la marcarea unui moment istoric în conștiința românilor, astăzi, la 30 de ani, de la căderea comunismului. În 2011 am participat la o școală de vară organizată de Institutul de Cercetare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. A fost o școală de vară organizată la Râmnic cu Sărat, unde este închisoarea Tăcerii. Și printre ororile comunismului ni s-a prezentat și ceea ce s-a întâmplat între 1948-1954 la Pitești. Și la final aș dori să trag un semnal de alarmă folosind cuvintele și recomandările Gretei Thunberg, de 16 ani, din Suedia, care a susținut un discurs în fața parlamentarilor Europei din Strasburg, atrăgând atenția că rata de extinție a speciilor de animale și plante este de 10.000 de ori mai mare decât cea normală. 200 de specii dispar în fiecare zi. Ea recomandă ca în următorii 10 ani dioxidul de carbon eliberat în atmosferă ar trebui redus la jumătate. Și de aceea, speranța noastră ca omenire stă și în noile reglementări pe care Parlamentul European ar trebui să le aducă cât mai urgent. Completând discursul Gretei, vă aștept la urne pe data de 26 mai. În Elveția vor fi 4 secții de votare. Una în Berna, în cadrul ambasadei române, Kirchenfeldstrasse 78, în Geneva, la misiunea permanentă, Chemin de Perrier 6, Cologne, și 2 noi secții recent aprobate de Ministerul de Externe, la Zurich, în cadrul Business Center Swiss Star, Grubenstrasse numărul 5, Vesikon, și în Basel, la Stellwerks Basel, Vogelplatz, numărul 1. Haideți fiecare dintre noi să găsim soluții pentru a contribui la lupta împotriva schimbării climatice și să oferim o educație în același spirit copiilor noștri care vor fi beneficiarii de mâine a acestei lumi. Aici a fost pentru dumneavoastră Camelia Căpraru. La revedere!